Contractul colectiv de muncă al minerilor și energeticienilor a fost depus și înregistrat la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj. Comisia, alcătuită la nivelul ITM, a declarat că au fost respectate toate procedurile. Noul document este valabil 2 ani. Contractul colectiv de muncă a fost registrat pe data de 31 martie 2015, a fost verificat de către specialiști din cadrul Inspectoratului de Muncă, s-a ajuns la concluzia că procedura a fost legal constituită, ca atare a fost înregistrat la Inspectoratul de Muncă. Este valabil 2 ani? Da, este o perioadă încheiată o perioadă de 2 ani de zile. Noul contract colectiv de muncă a fost semnat la nivelul companiei după o perioadă îndelungată de ședințe de negocieri și proteste extreme. În mare, noul document conține aceleași drepturi ca și vechiul document care a expirat pe 19 februarie. În plus, sindicaliștii spun că a fost construit după modelul acordului colectiv de muncă semnat de o parte a liderilor de sindicat la data de 1 martie 2015.